Tragedia s-a produs pe o stradă din cartierul Constanțean Faleză Nord, acolo unde pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unei butelii. Proprietarul locuinței a încercat să schimbe butelia, dar aceasta a fost cuprinsă de flăcări. Bărbatul a reușit să o scoată în curte pentru a evita un incendiu care să cuprindă locuința și a alertat autoritățile. Butelia însă a explodat în momentul în care pompierul încerca să o stingă. Pompierul a fost ucis pe loc de suflul exploziei. În aceste momente, o echipă de criminaliști s-a deplasat la fața locului și efectuează cercetări pentru clarificarea situației. A fost să dea cu apă, să stingă acea butelie și în secunda 2, adică a fost fracțiunea de secundă când a sărit butelia în aer. A luat o butelie foc în casă, am înțeles că proprietarii au scos-o afară și au chemat pompierii. Între timp, cum au venit, s-a întâmplat necazul. Atâta o bubuitură, dar eu nu eram acasă, eram pe strada cealaltă. V-ați speriat? Nu, că nu știam ce s-a întâmplat. Lăsă toată lumea care au fost pe aici. Normal când auzi o bubuitură de genul ăsta, să nu te sperii. Cum să nu? Pompierul nu a avut nicio șansă de supraviețuire. Bucăți de metal care au sărit în urma exploziei buteliei l-au lovit în zona feței. A venit băieții ăștia și direct s-a băgat cu furtunul. Putea după colț să stingă. Dar s-a băgat direct și i-a tăiat capul. L-ați văzut dumneavoastră? Scurt, da. Mai bine nu mă aduceam. Ați intrat în curte, ați văzut? În curte, da. A mai fost cineva rănit? Nu. Un băiatul care a fost lângă el, i-a venit rău. A ieșit pe dabușele, da, după colț de acolo. Proprietarii nu se aflau în zonă în momentul intervenției, astfel că au scăpat nevătămați. Angajații ISU au pierdut însă un coleg. Au intervenit pentru lichidarea incendiului. Din nefericire, butelia a explodat, iar suflul exploziei a surprins un subofițer. Repet, din nefericire și din păcate, pentru că am pierdut în aceste momente un coleg deosebit, subofițerul a decedat. Cercetările au fost preluate de organele abilitate. La fața locului au ajuns într-un timp foarte scurt echipaje medicale. Din păcate, viața bărbatului nu a mai putut fi salvată. Criminaliștii au ajuns și ei pentru a stabili modul exact în care s-a produs tragedia. Pompierul care și-a pierdut viața este chiar șeful echipei de intervenții care se deplasase la fața locului. Pompierul avea 44 de ani și era unul dintre cei mai buni salvatori ISU. Era tatăl unui băiat de 19 ani. Numele său este Dan Fripis și este al doilea pompier erou al Constanței. În urmă cu 8 ani, un alt pompier constanțean, Iulian Arusoaie, de 39 de ani, murea la datorie într-o intervenție la un bloc.